Într-o legătură telefonică directă, gazetarul Cristian Tudor Popescu. Domnule Popescu, bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc tare mult că sunteți cu noi. Semnalul pe care președintele Klaus Iohannis îl transmite, domnule Popescu, care e în plină desfășurare a negocierilor? Niciun semnal. No signal, dacă se poate spune așa ceva. Domnul președinte se așează olimpian acum deasupra partidelor, nu mă bag, nu mă amestec să negocieze partidele. Nu e treaba președintelui să interfereze, să intre în așa ceva. Dar în campania electorală era treaba președintelui să iasă odată la două zile a idoma cucului din cutie și să spună PSD, 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 PSD. De pe mine personal mă luase durerea de cap, atunci nu mai era poziția președintelui, nu trebuia să fie deasupra partidelor, să nu se amestece în ceea ce fac ele, de pildă campanie electorală. Cum se leagă, cum funcționează logic aceste două atitudini ale președintelui? De asemenea, dânsul spune că e greu, negocierile sunt dificile pentru că programele de guvernare sunt diferite și e important pentru țară să ajunge greu la o soluție comună de guvernare. Ceea ce nu e adevărat, pur și simplu nu este adevărat. Partidele au declarat, aflate în negociere, că s-au înțeles foarte rapid asupra punctelor din programul de guvernare, din programele de guvernare, deci au ajuns repede la o soluție comună. Ceea ce se negociază în acest moment este funcția domnului Urban, funcția domnului Barna. Și a cui o mai apărea pe acolo. Da? Asta este potrivit declarațiilor partidelor. Și în sfârșit, domnul președinte ne spune că îl va numi pe domnul Orban dacă se înțeleg partidele din coaliție în legătură cu el, în calitate de candidat. Asta pentru mine arată, e o premieră în ce îl privește pe domnul Iohannis, vorbesc în ce privește comportamentul său ca persoană, uman. E o premieră, e ca și cum și-ar lua paltonul de pe capotă și l-ar strânge la piept. Vă amintiți episodul, da? Cu paltonul aruncat pe capotă, deci domnul Orban îl anunță, potrivit declarației domnului președinte, că își dă demisia, după care își dă demisia, deci nu este demis, își dă demisia, ți-ai dat demisia, în orice țară civilizată în care demnitarii au demnitate, nu revii asupra acestei demisii ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat peste câteva zile. Și așa instituția aceasta a demisiei în România a fost batjocorită în 30 de ani în toate felurile, începând cu Nicolae Ceaușescu atunci în decembrie 89, care amenința cu demisia pe membrii Comitetului Politic Executiv. Și în condițiile astea, domnul Orban contribuie decisiv acum la discreditarea, la desconsiderarea acestei instituții a demisiei. Iar domnul președinte nu are niciun fel de apăsare. De asemenea, ne-a spus că numește pe oricine va hotărâ coaliția. Dar argumentul cu domnul Popescu, sunt partide fără experiență la negocieri, a fost una dintre primele exprimări ale președintelui, ba chiar a dat exemplu altor țări unde se negociază cu lunile, cu anii. Acum, întrebarea e și asta, dacă avem și timp de atât de multe negocieri. Evident că nu avem. Cum poate să ne dea astfel de exemple, domnul președinte? Asta este o prostie.
în condiții de pandemie, să vorbești despre 8 luni, despre 2 ani și jumătate, de ce a deschis gura despre așa ceva? Ca să ne spună la sfârșit că nu va lăsa țara fără guvern. Este treaba președintelui să pună capăt în cât mai scurtă vreme acestui bâlci penibil al așa ziselor negocieri. De fapt, este o târguială de colțul mesei, o teșghetăreală a acestor personaje, nici măcar partide, pe niște funcții. Și ceea ce mi se pare cel mai grav este că asta se face cu voturile celor care au ales, în special PNL, în aceste alegeri. Asta, cei votanții PNL se uită acum ce face, de pildă, domnul Orban, ce face domnul Iohannis. Bineînțeles că sunt implicați cei de la USR, Barna și așa mai departe. Dar, după părerea mea, elementul principal de blocaj în aceste negocieri îl reprezintă domnul Ludovic Orban. Va fi consens, domnule Popescu, în jurul lui Ludovic Orban în seara asta, mâine, poimine, zilele acestea? Nu are nicio importanță, după părerea mea. Eu judec aici exclusiv după criteriul demnității. Un demnitar trebuie să aibă demnitate, să transmită către alegători, să transmită către cetățeni că e un om demn. Domnul Orban, e ultimul lucru pe care îl transmite domnul Orban acum votanților și cetățenilor. Mulțumesc tare mult pentru intervenție, gazetarul Cristian Tudor Popescu, în direct la Digi24.